În vinsă de CSC Dumbrăvița cu 5-1 în jocul tur din semifinalele barajului de promovare în Liga 2 de fotbal de la Orăștie, CSM Deva a fost la un pas de a răsturna rezultatul în meciul retur. Devenii s-au impus în Timiș cu 3-1, mai având un penalti irosit și 3 bare, dar au ratat calificarea în finala barajului de promovare. Cu toate acestea, antrenorul Ștefan Nanu este mulțumit de evoluția echipei sale în acest sezon, care chiar și-a depășit obiectivul propus la începutul campionatului. Da, returul din punctul meu de vedere, acel meci acasă care l-am avut în semifinale cu Dumbrăvița a fost un meci care nu l-am dorit să se termine așa, pentru că toate cinturile care s-au dat nu s-au dat pe faze lucrate, pur și simplu o greșeală a portarului care l-am, un copil de 18 ani care mi-a dat la 4 goluri, dar drept dovadă că i-am dat credin în continuare la acest meci care l-am avut la Dumbrăvița, am câștigat 3-1, din punctul de vedere am avut 3 bări și penaltile atat. Puteam să avem calificarea în finală. Eu sunt mulțumit de ce am realizat, având în vedere că am plecat cu un obiectiv 1-4, să prindem play-off-ul. Am acumulat 50 de puncte în campionat, am acumulat 12 puncte în play-off. Tot ce sunt setul ăsta din punct de vedere fotbalistic la clubul CSM Deva a fost foarte mulțumit de tot parcursul echipei. În schimb, Corvinul Hunedoara s-a calificat în finala barajului de promovare în eșalonul secund, unde va întâlni pe Minaur Baia Mare. După victoria din tur cu 4-2 de pe terenul celor de la Clubul Atletic Oradea, Corvinul a făcut 0-0 acasă cu Bihorenii și își continuă drumul spre Liga a doua. Antrenorul celor de pe Cerna, Florin Maxim, s-a declarat mulțumit nu doar de calificare, ci și de jocul prestat de elevii săi. Da, un meci, cum ai zis, de calificare, l-am abordat, eu am zis și după meciul tur, că două goluri sunt periculoase, puteau intra în joc, un gol marcat, cumva poate și jucătorii, chiar dacă nu le-am spus lucrul acesta, poate au simțit-o și ei. Am jucat economicos, cumva, prima repriză, chiar dacă am început foarte bine, zic eu, primele 15-20 de minute, chiar am început foarte bine jocul, după care, la fel, s-a mai echilibrat puțin, după care în repriza a doua iar am avut un forcing, dar a lipsit un pic concentrarea la finalizare, la pasa finală, pentru că altceva n-am ce să le reproșez jucătorilor. Au măcinat echipa adversă, chiar dacă și adversarii ne-au pus probleme, pentru că noi mai vorbim între noi și din poziția de outsider tot timpul e mai ușor să joci. Veneau după un 4-2, n-aveau ce să piardă și era normal să se deschidă, să pună presiune, dar pe ansamblu sunt foarte mulțumit de joc. Meciul tur din finala barajului de promovare dintre Corvinul și Minaur Baia Mare se va disputa sâmbătă 4 iunie cu începere de la ora 18 pe stadionul Mihail Klein din Hunedoara.